Oamenii de știință cred că pământul este solid și rigid la interior. Ei sunt de părere că în centrul planetei se află o sferă solidă, alcătuită în principal din fier și nichel, care sunt metale cu puternice proprietăți magnetice. Această sferă solidă de metal a reprezenta în viziunea lor miezul sau nucleul interior al pământului. Ea este înconjurată de un strat gros de magmă care reprezintă așa numitul nucleu exterior al pământului. Savanții afirmă că, datorită mișcării de rotație a planetei și prin dinamismul intens dintre nucleul exterior și cel interior, care este solid, la care se adaugă energia termică ce este emanată de acesta spre suprafață, se generează câmpul magnetic al Pământului. De asemenea, știința ne spune că acest ansamblu din centrul planetei, format din nucleul interior și cel exterior, este înconjurat de o mantă groasă în stare semisolidă după care la exterior urmează ceea ce numim scoarța terestră, care este solidă. Se pare că tot ceea ce oamenii de știință cred despre interiorul plin și rigid al pământului reprezintă o iluzie bazată pe limitările lor conceptuale. De asemenea, tot ceea ce azi cercetători observă sau măsoară despre pământul gol în interior este un mod particular în care ei încearcă să-și explice existența cavității din mijloc. Și unora și altora, Pământul se arată pe baza unităților de măsură care sunt folosite în știința actuală. Ei analizează datele pe care le au la îndemână după nivelul de înțelegere la care au ajuns. Ceea ce ei consideră a fi răspunsul despre interiorul pământului nu reprezintă starea reală a lucrurilor, ci e mai mult o stare adaptată la cât pot oamenii de știință să înțeleagă și să conceapă în momentul actual. În cartea în interiorul pământului al doilea tunel, Radu Cinamar prezintă explicațiile primite de la un lama tibetan și de la Cezar Brad cu privire la structura internă a planetei noastre, precum și despre modul în care o astfel de ființă ia naștere. Lama tibetan, pe nume Repa Sundi sau doctorul Xien, este de fapt un emisar din Shambhala care vine la suprafață pentru a oferi ajutor în anumite momente cheie și în perioade de timp critice, atunci când este nevoie pentru a susține binele. Deci vom afla cum este de fapt structurat pământul la interior de la o persoană care vine chiar din interiorul planetei. De asemenea, Cezar Brad a fost în interiorul pământului, dar și în șambala de mai multe ori, deci și explicațiile lui sunt importante. În cartea Geneza uitată găsim de asemenea alte detalii interesante despre planeta noastră. În această carte Radu Mar prezintă exact ceea ce a văzut legat de structura planetei prin intermediul unui dispozitiv cuantic ce aparține chiar unei comunități de ființe umane foarte avansate tehnologic și spiritual ce trăiește într-un oraș de sub scoarța Pământului este vorba mai exact de orașul la Apelos aflat sub munții Apuseni. În acest video voi prezenta pe scurt informații legate de structura planetei noastre așa cum reiese din cele două cărți menționate iar în videoclipul următor, care reprezintă partea a doua, voi vorbi puțin despre civilizațiile din interiorul planetei, care supraveghează o crotesc și ajută popoarele de la suprafață. Voi vorbi de asemenea în acel video și de cele șase orașe de sub teritoriul țării noastre și ajutorul oferit de membrii acestor orașe poporului român de-a lungul timpului. Acum, haideți să vedem pe scurt cum ia naștere o planetă și care este structura ei internă. O planetă, fie că este telurică sau gazoasă, nu reprezintă doar o sferă de materie amorfă în spațiul cosmic. Stelele și planetele din univers sunt ființe vii, mari suflete în manifestare. Există, se pare, o eșalonare pe niveluri de manifestare a tuturor ființelor din creație. Astfel, o ființă umană se află pe un anumit nivel de evoluție, iar o ființă planetară sau stelară, adică o planetă sau o stea, se află pe alt nivel de evoluție. Nașterea unei planete începe cu vortexul găurii negre ca nucleu de formare a viitoarei planete ce apare în spațiul vid. Apa din interiorul găurii negre este expulzată sub formă de gheață în cosmos, unde se amestecă cu alte tipuri de materie și praf cosmic. O parte din obiectele de gheață și materie amestecate scapă spre exterior și își încep periplul prin spațiul cosmic, așa cum este cazul cometelor restul centurii de materie și gheață revine spre vortexul găurii negre și se conglomerează ca o crustă de la care se formează planeta. După ce crusta planetei s-a format în jurul găurii negre centrale, apa creată din gaura neagră alimentează oceanul interior, apoi acesta prin fisuri alimentează oceanele și mările de la suprafață. Scoarța planetei se formează după liniile de câmp magnetic ce sunt generate de gaura neagră din interior, iar în locurile în care apar un fel de turbioane se formează goluri. În aceste zone, materia nu s-a putut forma din cauza unui cumul de câmpuri magnetice, electrice și gravitaționale intense, iar spațiile respective sunt chiar cavitățile, grotele și golurile mari din interiorul Pământului. Planetele, la fel ca și oamenii, au pe lângă corpul fizic și un corp eteric, unul astral, precum și un corp cauzal. Astfel, de la o anumită adâncime, frecvența de vibrație a materiei crește și începe să rezoneze cu frecvența de vibrație a planului eteric, apoi cu cea a planului astral și, în final, cu cea a planului cauzal, care se află chiar în centrul planetei, înconjurând singularitatea sau gaura neagră. Dacă s a realiza o secțiune a planetei, Porțiunea cuprinsă între scoarța terestră până la adâncimea de 2300 de km în mantaua terestră reprezintă partea fizică a planetei, iar porțiunea cuprinsă între 2300 și 2500 de km reprezintă zona de trecere către partea eterică a planetei noastre. Astfel, partea fizică și cea care face trecerea către planul eteric are o structură asemănătoare cu cea a unui șvaițăr care are în interiorul lui spații goale de diferite dimensiuni. Golurile de șvaițăr sau cavitățile devin tot mai largi, mai mari, pe măsură ce se apropie de zona de tranziție către planurile subtile. Unele cavități sunt goale, iar altele sunt inutilizabile, deoarece conțin apă provenită din dinamica inițială a găurii negre centrale, lavă, pungi petrolifere, felurite tipuri de roci sau metale. Există de asemenea cavități în care se găsesc adevărate orașe, locuite de ființe umane, ce sunt foarte avansate spiritual și tehnologic, ce au trăit cândva la suprafață, dar care s-au retras din anumite motive în astfel de locuri. În alte cavități, anumite civilizații extraterestre și-au construit baze subterane, în special în interiorul Scoarței, ce corespunde unor zone de pe fundul oceanelor Atlantic și Pacific. De asemenea, guvernele unor țări puternice au descoperit câteva astfel de spații goale ce sunt mai apropiate de suprafață și au construit acolo baze militare și orașe în care trăiesc mii de oameni. Aceste orașe subterane sunt considerate refugii în cazul unor calamități sau cataclisme de la suprafață, și de aceea sunt secrete. În interiorul pământului, foarte aproape de suprafață, Există și cavități ocupate și de ființe ce nu sunt neapărat umane, care au un alt mod de trai. Unele dintre ele nu provin de pe această planetă, iar lumile lor sunt întunecate și pline de chin. Se pare că au ajuns aici, prin jocul sorții și al unor conjuncturi istorice care mai apoi s-au perpetuat. Aceste ființe trăiesc izolate și au accesul blocat către cavitățile mari, unde societatea a evoluat mult. Orașele și civilizațiile din interior nu sunt doar fizice. Gradul lor de elevare crește pe măsură ce te îndrepți spre centrul planetei. Planul eteric din interiorul pământului începe cam de la 2500 de kilometri sub suprafața solidă a planetei. În planul eteric se află cavitatea interioară a pământului, unde tipul de măsurător de la suprafață nu se mai aplică. Astfel în interiorul Pământului, nu există un gol real și fizic ci există o lume misterioasă aflată într-un plan superior de existență care se află în zona din așa zisul interior al planetei. În cavitatea interioară există de asemenea orașe locuite de ființe avansate tehnologic și spiritual. Acolo sunt doar două anotimpuri, iar durata unui an este de 260 de zile. Soarele central sau gaura neagră are un diametru de 700-800 de kilometri, și emite o lumină lăptoasă ce apare în urma procesului de absorbție a materiei. Lumina soarelui interior este mai slabă decât cea a soarelui din planul fizic, vizibil pe cer, de aceea el este cunoscut ca fiind soarele fumuriu. Vegetația este luxuriantă, acolo existând munți înalți, ce corespund pe verticală în special cu Oceanul Pacific. Pot fi întâlnite diverse animale preistorice, cum ar fi dinozauri de mici dimensiuni sau pterodactili în zbor. La fel cum meridianele energetice subtile din corpul uman susțin circulație energiei și hrănesc ființa pe diferitele ei niveluri, tot astfel și pământul are propriile lui meridiane și canale subtile, care sunt foarte active și totodată hrănitoare. Populațiile care trăiesc în interiorul pământului se hrănesc în mare parte cu aceste energii subtile telurice și tocmai de aceea lor le este destul de ușor să intre în contact cu planul eteric. Ele nu se folosesc de planeta noastră, ci mai curând se poate spune că trăiesc împreună cu aceasta, într-un fel de simbioză armonioasă și eficientă. Gaura neagră, singularitatea sau soarele central al planetei, este o ființă conștientă sau o entitate celestă, adică un spirit foarte evoluat, ce are grijă de tot ceea ce a creat la interior sau la suprafață. Spiritul planetei sau entitatea subtilă care o reprezintă este de gen masculin. Se pare că ceea ce oamenii și tradiția ezoterică numesc Gaia, ca fiind spiritul planetei, se referă de fapt la componenta bioenergetică acesteia, la viața care există și se manifestă la suprafața ei și de asemenea în interior. Gaia este mai curând asimilată sufletului planetei care implică viața și dinamicitatea ei, iar pe de altă parte, spiritul planetei este chiar conștiința care a creat toate acestea și care reprezintă planeta însăși, fiind de natură masculină. Astfel, spiritul de natură masculină a unei planete, ce creează linile de câmp magnetic pe baza cărora aceasta se formează, îi corespunde o natură feminină, care este sufletul planetei ce susține și dezvoltă viața. De asemenea, nicio caracteristică a planetei noastre, atât la exterior cât și la interior, nu este întâmplătoare, ci reprezintă o decizie directă și foarte clară. A spiritul planetei, a conștiinței masculine care i-a dat naștere, atât poziția specifică a Pământului, cât și cantitatea de lumină sau căldură pe care el o primește de la Soare, la care se adaugă și celelalte caracteristici pe care le are, ale densității, masei sau volumului, reprezintă manifestarea voinței spiritului său, care le determină din centrul găurii negre. La începutul formării planetei, entitatea subtilă care o reprezintă, a decis ca pe suprafața ei să fie un anumit gen de viață, astfel încât anumite suflete să se poată încarna aici pentru a avea experiența necesară planului fizic. Din când în când, entitatea sau conștiința ce reprezintă în esență Pământul modifică parametrii de integrare ai planetei pentru a da astfel posibilitatea ADN-ului să se modifice în conformitate cu schimbarea care se dorește. Toate acestea se află într-o perfectă corelație cu ansamblul zonei de univers în care ne aflăm, cu ciclurile, precum și energiile cosmice care ne înconjoară. În interiorul Pământului se poate pătrunde cel mai ușor pe la cei doi poli, cu condiția să existe rezonanță între frecvența intrării în planul eteric și frecvența individuală a ființei care vrea să ajungă acolo. De asemenea, interiorul planetei se mai poate pătrunde prin intermediul distorsiunilor spațiotemporale, sau portalurilor ce se găsesc în locuri speciale, de obicei în peșteri sau în caverne din interiorul munților, dar și la suprafața solului, în păduri, pe ape sau chiar pe câmp. Orice persoană care pătrunde prin astfel de portaluri interdimensionale pătrunde în interiorul planetei până acolo unde îi permite frecvența conștiinței sale individuale.